mașinile de poliție din Republica Moldova vor avea un design nou al însemnelor grafice aplicate pe ele, asemănător cu cele din Statele Uniunii Europene. Prima tranșă pe care a fost aplicat noul design e Duster, o Dacia Duster dintr-o partidă recentă de automobile cu care a fost echipată poliția, scrie piața auto.md. În aceste zile, noul design îl vor primi un număr mai mare de automobile de marca Toyota și Dacia, cu care poliția din Moldova a fost echipată de curând. Iar ulterior, treptat, vor fi recolantate și mașinile de poliție aflate de mai mult timp în flota poliției. Noul design are atât elemente reflectorizante de verde deschis, cât și elemente albastre, combinația acestor culori făcându-le vizibile de mai departe, în trafic. O gamă cromatică similară e aplicată în majoritatea statelor Uniunii Europene, inclusiv România.